Alexandra, prima oară în viața ta când ești deasupra mea. De la puterea 0. Hai, 3, 2, 1. Sigur că vreodată cred că situația e disperat. Însă când vei învăța, va veni și dragostea. Ai putere. Du-te, Cristian! Neața! Neața! Bună dimineața! Bună ziua! Signori, signora! Bine, au! Signori și signori! Mi-ai spus, mă, tu când ai plecat că te-ai întors să-ți arăți adevărata față? Asta era planul lor. Să se întoarcă înapoi, eu să rămân singur cu Hug, el să fie cu voi și tu să vă bateți pe mine. Că, tu știi că el joacă cu carte șmecher acum, nu? Victimă! Tot timpul trebuie să părăsim din victime, Adriana, deci nu, deci de fiecare dată, mă jur. Eu cu Adriana, pe de voie, du-te mai Roxana, Ramona, cum te cheamă. Se vede destul de clar cu ce mă victimizez, pe bune este permis în Madalina. Eu vreau să știu ce se întâmplă, pentru că aceasta nu cred că mai este casa puterea dragostei, ci mai degrabă casa în care se încalcă regulile în continuu. Pare normal pentru niște domnișoare să se ducă, nu vreau să spun cum, după băieți? Noi hotărâm cine pleacă și cum pleacă. Este foarte simplu, dacă voi nu sunteți în stare să respectați niște reguli pe care știți că le aveți de respectat. Alex? Da. Bună dimineața aia. Bună dimineața. Da, Andrada, spune. Vreau să clarific ceva cu tine. Da. Crezi că ești dispus să vorbim? Ieri. Da, o să vin. Ieri, da. Când Achebonu a zis dulău, tu de ce îi da pară? Achebonu. Achebonu? În primul rând, în primul și primul rând, în primul și în primul rând. Nu se este cadrul vostru. Da. Băi, eu vreau să vorbesc cu Andrada, Arcadaj. Arcaș. Da, spune că te aud. Păi dacă o dăm așa. Hai, spune că te aud, am zis. Am spus că el a zis, cum ai zis tu? Dulău. Și eu am zis că nu, e power și am dat mâna. Și când lătra, zicea... Foarte deranjată. Dar de ce spui, de ce în momentul de față Alex minți? Pentru că Achebonu ieri a zis că a dat mâna cu George, nu cu tine. Acum cum fac? Alexandra, pentru... cultura ta generală. Cultura ta generală, mersi. Da. Vreau să zic că am discutat cu Andrada aseară și am recunoscut că am dat palma cu... Achebonu. Da, el de ce a mințit în emisiune? De fapt, de ce a ținut Achebonu să te ascundă? Ce? Am făcut o mică glumiță. Glumiță pe seama mea, pentru că faci glume cu mine. Pentru că Andrada, în ultimele zile, a început să fie foarte atent la detaliile Alexandru față de Andrada. Și dacă nu sunt detaliile, caută ea și tot... Te rog. Achebonu? Imediat. Dacă mai îmi spui așa, hai să vorbești singură. Vrei să-mi cer scuze? A, de ce un nu? Auzi, da, e deschis. Bine. Da. Poți să te întreb ceva? Da.
Și pe mine ieri m-ai înjurat că nu am fost atent. What? M-ai înjurat ieri? Nu, nu, cum să te înjure? Nu. Nu? Cred că ești prea sensibil. Nu. Nu, a zis că... Nu, că n-am fost atentă și de asta te-am întrebat. Păi dacă te înjuram, cred că erai... Ați făcut la fel? Nu mai eram, crede-mă. Nu mai eram. Băi, Becali! Becali! Eu te-am înjurat. Nu te-am întrebat doar că nu am făcut... Dar ce ai spus? Auzache, dar ce ai spus? Ce-am spus? Da. Hei, vezi tu materialul? Haideți încoa, băieți, să mâncăm înghețată. Hai coa, hai coa. Hai coa. Cine vrea să-mi înghețată? Haideți, veniți pe acolo, prin spate, că e ușa deschisă. Haideți, haideți. Da, avem conexiune. Avem conexiune, frate. Haide, Ache, haideți, băi. Paul, ce urmă, hai. Hai, Marinescu, coacă, că am și pentru tine. Dar nu poți vii tu înapoi? Nu vreți să mâncați cu fetele? Auzi, Paul? Ia da, da. Mâncăm tot împreună, frate, mâncăm singuri. Nu aud, Madalina. Nu vor să vii. Ce n-ai pregătit? Cum? Ce mâncare n-ai pregătit? Vino cu asta, vezi. Trebuie să... Poți să mă duc? Și eu sunt curioasă ce-a pregătit. Ce mâncare? Nu ți-a pregătit nimeni nimic, dragă. Eu nu pot să merg până acolo, rămân fără deget. De ce? Îți grei tare. Îți grei tare? Ia, George. Ha, ia, dă-mi, dă-mi. Aruncă, ce mi-mi dai mie? Din salonul la gunoi sau? Per, oameni. Din salonul la gunoi sau? Hai să nu facem din asta. Băi, sunt frumos, eu știu că sunt. Eu știu că sunt frumos. Cine? 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 O să bună. Alerg, alerg, nu? Tu, Paul, ia, George și Iorche. Nu, stăm aici. Oricum se întorc. Eu sunt Seba. Ia să te văd. Din punctul meu de vedere... Hai, sar. Nu știu dacă ai văzut cum faci în cap, cum vorbește. Îmi bagă dus. Ia, trebuie la valiera. A, că încep să-mi jur. De la Galați. Încep să-mi jur și eu un pic? Eu de la... Eu ce sunt? Cine sunt? Eu sunt Seba. Da, dar el nu stă așa. N-am declarat că, băi, o să fim într-o relație. N-am zis că o să fim într-o relație. Păi da, dar tu ți-ai dat seama că din toate chestiile astea, băieți au sărit în capul meu și mi-au adus anumite acuzații din cauza faptului că tu nu te-ai exprimat corect. Eu nu ți-am dat ție de înțeles că gata, ai vede de la mine și în momentul în care tu te-ai hotărât, am făcut o relație. Nu, eu doar am spus anumite chestii. Înțeleg, ok. Ai nevoie de la chestiile astea și la... situația ta, ai nevoie de niște detalii foarte fixe, da, foarte okay. Să stau să... Și e și chestia, uite, și stau dreptate cu tot ce ai spus tu, că și mie îmi sare că gata, mi-ai spus tu, că nu știu de unde s-a auzit, că mi-ai spus tu că eu să mă duc la Madalina, după să mă duc la Madalina, mai este... Da, da, aici chiar așa ai făcut-o, pentru că eu ți-am spus, du-te și cunoaște și pe Madalina și tu te-ai ridicat de aici și te-ai dus direct la ea. Iar o greșeală de la mine. Adică chiar ai făcut-o, n-a fost ca și cum n-ai făcut-o. Am dat la ochi. Dar eu sunt ce? Sufletistă. Ridică-te. Oh. Cum a fost discuția ta cu Andreana? Mariana, Mariana, doamne, Alexandra, prima oară în viața ta când ești deasupra mea. Dacă eu mă descurc și deasupra. Thank you.
Ce faci? Ești la date? Băi, vorbesc eu cu fata asta, chiar săptămâna asta, săptămâna asta e lider. Lasă-o. Lăsați-o în pace, băi, lasă-o în pace. Nu te supăra. Lasă-mă să scrii. Dar vorbește cu mine, tu uite așa la mine, zici că ești. De bucătărie. Mă, da, vișurile. Dar încet, încet, tu delicat, Cristi, delicat. Delicat, mă, nu știi ce e ăla, delicat. John Cena! E John Cena! Măi, doamne, zi-nea! Ce ușoară este. 40 de kg, ai 40? Bid, nu, am 40. Cât ai zis? 40 de... Nu, 45. Zic, ai 40 și? Nu, nu, am 45. Păi am venit cu 52 și acum am 40 și ceva. Am slăbit. 40... Aia, ce părere ai de sus? Îmi trebuie. Mamă, ești mută ca în prima săptămână. Zi, măi, fată, și tu ceva. Mi-a zis, mi-a explicat. E mai rușinos, trebuie să avem răbdare. Chiar că este mai rușinos. Da, e mai rușinos. Dar ușor, ușor o să își... Uite ură pe mine. Da. Aceeași se nu, dar nu. Mai schimbă-te, nu fac. Mă, ești... Nu vorbești, nu te miști. Bă, mi-a dat aia o pernă, mi-a înduit ochelari. Vetuși cam în doi. Dar ce-i mâine? Supărat. Ce-i mâine? Supărat sunt iarăși. Dar n-ai vorbit chiar nici acum când ai coborât? Mi-a venit partea cealaltă. A, ești supărat din cauza că nu te bagă în seamă? Ce ochelari șmecherea niciodată? Se pare că s-au pus de acord, că nici mie nu m-a băgat în seamă. Adică ai ceva de... Când a văzut ce făceai... Dar nu te-a deranjat așa tare să vii să-mi spui mie personal? Ți-a plăcut să spui la altă lume, dar mie să nu spui personal. Mie nu mi-au zis nimic, nici nu m-a salutat pe scări. Când făceai tu asta cu, cu poza, vedeam și noi aici și eram lângă ea și băi, am zis, da? Băi, în burligătură, Michael Jackson. Râdea. Știu. Ok, eu zic să-mi vorbești cu ea în camera roșie. Nu merge să am cum să merg eu în camera roșie pentru că trebuia să mi se spună mie primul. Eram prioritar, cred eu. Eu nu înțeleg ce vorbești cu mine. Ce vorbesc cu ea acolo? N-ai ce l-am înțeles. N-aud bine. Cristi, ce ai mai pățit? Ia, vezi, ce întreabă. Ce ai zis? Melodia? Bună, invitule! Nu te bag în seamă. Ache bono, dar nu vorbești cu aia. Poftim? Ba da. Vorbești, nu vorbește, nu vezi? Că nu vrea da, să vorbesc. Te-a întrebat ce ai spus. Ce am spus? Vorbeai mai înainte. Dar tu trebuia să fii prioritar, că nu știu ce. Obligat, odată ce înseamnă că ne-a deranjat-o așa tare dacă nu vine să-mi spună mie personal. Și în continuare nu vine să-mi spună mie personal. Atent. Am mers dincolo, că am crezut că ești acolo. Am venit aici, am crezut că ești aici ai și tot ai venit dincolo, ai văzut că nu sunt dincolo și ai rămas. Am vrut dincolo. Să vin, dar era ușa închisă. Da, da, Nikos ne-a deschis ușa. Trebuia să rogi pe Nikos și să-i spui că vrei să... Nikos era aici, Nikos era în partea cealaltă. Frate, eu n-am cheile la mine. Dar eu cum am intrat pe în casa voastră, vă spun? Eu n-am cheile la mine, n-am deschis la nimeni. Cum am intrat pe în casa voastră? Ba, era închisă. Când ați plecat, trebuia să așteptați să venim în partea. Trebuie să trage leacă mai... Cum am intrat? Am vrut să venim toate înapoi, era închisă. Am întors înapoi. N-a avut cine să... Cum am intrat eu dincolo în casa voastră? În momentul ce Alexandra v-a deschis, ea n-a mai închis-o. Păi da, și noi am mers până dincolo, că am crezut că băieții sunt acolo și era gol, nu era nimeni și am vrut să ne întoarcem. Și era așa închisă. Nu ai apăsat tare. Nu era nimeni. N-ați apăsat tare, dar n-a mai închis nimeni. Ba da, am fost toate, una după alta. Păi băieții n-au cheii ca să o fi închis. Oricum, ai fost prezentă și cu... Ai fost și acolo prezent, stai liniștit. Andrada era, mi-am găsit, Andrada era pe scări cu David. Mi-am găsit imaginea. Uite și ea stă cu perna ta în brațe. Am văzut, cu apreciez. Perna lui David, de cine zici? Nu, unde scrie David? David nu da, David. S-a nimerit perfect. Andrada e supărată pe Andrad, de fapt. E supărată pe... Nu. Sau nu vorbește cu... Vezi că are două fețe perna aia, Andrad. Dacă vrei, o iei și pe... Ia-o și... Am văzut deja, nu trebuie să spui. Eu n-am vorbit cu nimeni de tine, nimic. Tot ce ai făcut, ai făcut singur. Te-ai băgat cu ei în seamă singur, te-ai certat cu ei singur. Am mai avut. Asta am și specificat, că sunt aici singur. Când ai spus, mă, tu când ai plecat, că te-ai întors să-ți arăți adevărata față? Să ce? Să-ți arăți adevărata față? Băi, eu am venit să-mi arăt adevărata față, frate. Dar bă, vă, dacă, se pare că are altceva? Dacă a fost... Nu, dacă a fost... Uite, pe foștii... Dacă s-a întâmplat să ne certăm... George și Bache, vi se pare că are altă partea a doua. Ți se pare că are altă față? Da. Pre rău.
Nu, el s-a aștepta... Nu, mă refer, cum s-a arătat el în primul, în săptămâna aia când a venit? A spus puțin? Ți se pare că acum e altfel? Mai rău e acum. El s-a așteptat când intră mai în casă rău, să fie cu noi. Mai rău. Ai înțeles? Și tu singur, cum erai. Înțelegi? Da, uite. Acum are... are... Da, asta zic, că planul lui Cristian a fost foarte diabolic. El chiar asta, asta era planul lor. Să se întoarcă înapoi, eu să rămân singur cuc, el să fie cu voi și tu să vă bateți tu de știi mine. Că, tu știi că el joacă o carte șmecher acum, nu? Ce carte? El? Victimă. Hai, hai să vă spun eu care este ideea. Voi v-ați adunat 1, 2, 3, 4, Mona nu este acolo. După noi, noi două rămânem tot timpul singure, da? Că acolo voi v-ați adunat toate patru acolo, înțeleg? Și dar Irna s-a cu voi, Irna s-a cu voi că mă enervezi Alexandra. Ce vrei să stau doar lângă tine? Că e geloasă Adriana dacă vin doar lângă tine. N-ai văzut întotdeauna, dar mereu stau lângă tine. Mereu ești ca tine seara. Alexandra, de ce deranjează tot timpul că rămâi cu sorta? Pentru că voi oricum tot timpul stați împreună. Da, Mona, stăm împreună, dar voi nu veniți să vorbim. Dar voi de ce nu veniți ca să vorbiți cu ea? Asta nu vreau să mă călărești, că nu... Mona! Deci noi de fiecare dată când rămânem aici, așa? Voi toate vă duceți și vă strângeți în colțul ăla. Adică dacă noi, dacă una. Noi ne mutăm în colțul ăla, noi nu voi stați aici. Ba da, a fost da? Exemplu și ieri de dimineață. Dacă veniți voi ieri la noi, noi plecăm? A? Dacă veniți voi la noi, noi nu, plecăm? Nu, nu, n-am zis asta. Am fost eu ieri în colțul ăla și după aia a venit și Alexandra. Toate patru stăteați aici. Nu mă v-ați mișcat să vă mai duceți în colțul ăla. Deci dacă noi două stăm în colțul ăla... Păi dacă erați supărate și vorbeați, trebuia să vin eu să mă bat în discuția voastră. Păi dar nu acolo pe fetele. Ba doar nu mă faci cearta. Nu stați toți în același loc. Eu stăteam singură și voi toate stăteați aici. Păi că vorbeam cu noi și la urmă, dar cineva ți-a zis. Adriana, vină lângă noi. Nu mai vorbi toate odată, disperatelor. După ce s-a închis conexiunea, aici e nici tot timpul trebuie să păreți puțin victime, Adriana. Deci nu, deci de fiecare dată, mă jur. Bă, Ale, mă jur, de dar mă deranjează pentru că tot timpul voi, vai, cu noi nu stă nimeni. Păi, dar fratele meu, fără vin aici și uite, dacă pleacă, spre exemplu, Mona acolo, fiecare, exemplu, Mona, este doar un exemplu, fiecare una după alta, hai să ne împrăștiem, hai să ne împrăștiem. Bun, ok, ne împrăștiem. Eu cu Adriana... Hai, du-te, 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 măi, Roxana, Ramona, cum te cheamă. Se vede destul de clar cu ce mă victimizez pe bune. Păi, el să ne alinzi, așa am fost de la bun început. Nu, eu am zis să vă iau ce m-am spus. Dar tu de ce n-ai venit, Adriana? Eu să vin la două de ziua. Că nu te aude nimic. Am încercat ieri să vorbesc. Nu, uite că te-am chemat. Păi, pentru că m-am... Păi te-am chemat, eu am avut... Păi am venit după aia, n-ai venit să vorbești, vino, mă, de, vino Alexandra, stăm și noi păi de tu vor. Aveai o problemă cu mine, nu eu cu tine. Eu n-am nicio problemă cu mine. Păi tu ai vrut să vorbești și tu m-ai chemat, normal, că dacă eu aveam vreo problemă să vorbesc, să zic ceva, eu te chemai și vorbeam, nu? Ba nu, nu mă chemai, mă crede-mă, nu mă chemai. De ce? Ți se pare că... Nu mă chemai pentru că tu... Ți se pare că am vorbit vreodată de tine afară și nu ți-am zis aici? Nu mă chemai pentru că tu nu ești genul de persoană care să spună lucrurile pe care, de care sunt, de care e deranjată. Cel puțin în emisiune, probabil afară le spui. Dar în emisiune eu nu te-am văzut pe tine să spui. Vai, nu strica, nu strica, că nu te lasă să intri înăuntru, nu strica. Nu să nu mă lasă să intri înăuntru. Băi, dar n-ai voie că au conflict, n-auzi, uite pe gaură. Fii atent. Na, n-ai cu cine. Strică mult tot. Mai ai ceva personal cu ea? Eu n-am avut vreodată ceva Madalina cu tine. Nu, ai ceva de Madalina. Madalina, crezut că ea e altfel. Nu, că nu, Doamne Sfinte, ce? Nu sară ceva. Din casa băieții. Alexandra, nu-ți mai dau importanță băieții și acum ai început să te legi de fete? Ce? Nu-ți mai dau importanță băieții și acum ai început să te legi de fete? Da, mă, Mona, ai dreptate, da. Păi nu, că la asta mă duc. Da, este adevărat, este foarte adevărat. Hai cu Mariana, ce-am făcut? Hai, vină cu Mariana. Acolo nu pot să stau, acolo ce vrei să faci? Hai să arăt ceva, vină cu Mariana. Las că vin ce? După. Hai să arăt ceva, dragă. Hai, arată. Hai, arată-i lui Madalina. A venit Salvator în momentul de față ca să o ia pe Madalina, că era frică că mă cert eu cu ea. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.